Salutare! Astăzi o să vorbim despre incredibila poveste a interlopului Bebino, femei, trafic și fuga de la locul accidentului. Bebino, unul dintre noii lideri ai grupării de tip mafiot sportivi, a fost bătut, are o poveste de viață demnă de un scenariu de film de la Hollywood. Emil Marius Alecu, alias Bebino sau King Kong din Berceni, interlopul căsăpit de Cezar Petcu, zis Joe, are la 26 de ani un trecut impresionant. Considerat un traficant extrem de periculos, lider al grupării sportivilor, Bebino a fost lăsat în libertate de judecători, primind în 2017 2 ani și jumătate cu suspendare, deși faptele comise erau extrem de grave. Trafic de mare risc și constituirea unui grup infracțional organizat. În același an, soția lui, Alexandra, a deschis un proces de divorț, invocând faptul că este teamă să mai rămână lângă interlop, însă după un an, femeia s-a răzgândit din motive necunoscute, iar dosarul a fost închis de judecători. Lăsat în libertate de judecători, traficantul l-a prins aripi și convins că nimeni nu-i va face rău, a comis un accident rutier și a fugit de la locul faptei. Astfel, la finele anului trecut, magistrații de la judecătoria sectorului 5 au decis anularea suspendării executării din dosarul de trafic și l-au condamnat pe interlop la aproape 3 ani de pușcărie cu executare. Comandă pe inculpatul Alecu Emil Marius la pedeapsa de un an de închisoare, anulează suspendarea executării sub supravegherea pedepsei de 2 ani și 6 luni de închisoare, aplicată inculpatului Alecu Emil Marius. Contopește pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu pedeapsa de 1 an de închisoare aplicată în cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni de închisoare, la care se adaugă un spor de 4 luni de închisoare, în final dându-se spre executare pedeapsa de 2 ani și 10 luni de închisoare, au decis judecătorii. Dar cum sentința nu era definitivă, Bebino a fost lăsat din nou liber, așa că pe 9 ianuarie a încercat să bată un rival după scandalul iscat din cauza unor bani proveniți din vânzarea de substanțe interzise. Reacția rivalilor săi a fost însă pe măsură, l-au bătut pe Bebino până când l-au umplut de buzunare și au retezat degetele cu care număra bani. Cel care l-a bătut pe Bebino, Cezar Petcu, a fost arestat, iar la scurt timp polițiștii l-au săltat și pe Bebino chiar de pe patul de spital și l-au escortat în fața judecătorilor care i-au dat mandat de arestare. Bătaia declanșată între Joe și Bebino în 9 ianuarie în zona Teitoboc din capitală este în continuare investigată de oamenii legii. Luni a mai fost reținut pentru tentativă un complice al nepotului celebrului Napoleon de la Dinamo. Cancan a obținut detalii din dosar, vă prezentăm ce a solicitat apărătorului Joe judecătorul, precum și varianta clientului său, privind întregul incident. Apărătorul inculpatului Petcu Cezar Roberto, având cuvântul, a solicitat judecătorului în conformitate cu respingerea propunerii parchetului de luare a măsurii arestării preventive față de inculpatul Petcu Cezar Roberto, considerând că nu sunt îndeplinite în sensul în care, în opinia apărării, până în acest moment, nu se poate contura suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit fapta reținută în sarcina sa. Astfel, apărarea solicitat a se observa că din imaginile camerelor de supraveghere nu rezultă faptul că inculpatul Petcu Cezar Roberto este cel care a lovit persoana vătămată și nici din alte probe administrate până la acest moment, procesul nu rezultă acest lucru. Este un pasaj important din documentele citate. Conflictul de necontestat. Joe, nepotul celebrului Napoleon, antrenorul de box de la Dinamo, a preferat să păstreze tăcerea în fața instanței, dar atitudinea sa a fost explicată pe larg de apărător. Raportat la atitudinea procesuală a inculpatului, aceea de a nu da nicio declarație până la acest moment, prelevându-se de dreptul la tăcere, apărarea a solicitat a se avea în vedere în sensul în care, în cazul în care, dacă nu dă nicio declarație, nu poate suferi nicio sancțiune defavorabilă. Faptul că între inculpat și persoana vătămată a avut loc un conflict
este de necontestat, dar până la lămurirea sub toate aspectele a ceea ce s-a desfășurat și ceea ce a avut loc în acel conflict, apărarea consideră că inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, prezumție garantată de lege, se mai arată în documente. Apărătorii lui Joe au mai cerut ca în cazul în care instanța va considera că s-ar contura suspiciunea rezonabilă ca inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea reținută în sarcina sa, acesta să fie cel mult plasat în arest la domiciliu și nu în arest preventiv. Apărarea mai solicitată se avea în vedere și faptul că imediat ce a fost înmânată citația la percheziția domiciliară mamei inculpatului, acesta s-a prezentat de bunăvoie în fața organelor la urmărirea penală și nu a sustras absolut niciun moment, astfel încât nu poate exista riscul sustragerii de la urmărirea penală în ceea ce îl privește pe inculpat, mai scrie în actele din dosar. Avocatul lui Joe a mai susținut că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale și nu există absolut niciun indiciu ca inculpatul ar fi încercat să influențeze vreun martor, expert sau participant la săvârșirea faptei în formularea declarațiilor. Judecătorii n-au dat însă curs solicitării avocatului lui Joe, motivând că este vorba despre fapte grave pe care dacă ar fi liber, Joe l-ar putea săvârși din nou. Din probele administrate în cauză, rezultă că urmăririle faptei pentru care există motive plauzibile de a se bănui că a fost comisă respectiv pericol social concret, sentimentul de revoltă, indignare, teamă provocat de membrii colectivității, de faptele inculpatului, sentimentul de insecuritate socială pe care îl generează în rândul membrilor societății, faptele de genul celor imputate inculpatului, îndreptățesc la reținere ca persoanele asupra cărora planează bănuiala responsabilă ar fi participant în calitate de autor la comiterea unor astfel de fapte, prezintă un pericol real și concret pentru ordinea publică. Bebino, șeful clanului sportivilor, a oferit și primele declarații după ce a fost bătut de Joe. Interlopul a povestit cum a fost urmărit și bătut, aflat în arest la domiciliu. Marius Alecul se consideră nevinovat și crede că pentru procurori este un trofeu. Marius Alecu, Zi și Bebino se află în arest la domiciliu pentru tentativă în cazul răfuierii din cartierul Teitoboc. Șeful clanului sportivilor a rămas fără un deget și a suferit mai multe tăieturi în urma confruntării cu rivalii. Bebino a povestit că în timp ce fugea a fost atacat. De asemenea, interlopul a precizat că s-a prăbușit atunci când a rămas fără aer. Conflictul s-a terminat, astfel pentru că, spune Bebino, rivalii săi se temeau de el. În timp ce fugeam, se poate vedea pe filmare, am fost la nivelul umărului și am căzut fiindcă am rămas fără aer. Din câte mi-a spus doamna avocat, erau mai mult de 10 persoane. Pe camere se vede clar că n-am avut nimic în mână, însă lor le-a fost frică de mine și m-au lovit din toate părțile, m-au atacat, a spus Marius Alecu. Cu toate acestea, șeful clanului sportivilor rămâne optimist, o să trec peste asta și am ambiția că voi reuși, nu trebuie să le ofer prietenia mea unor oameni de nimic, a mai spus Bebino. Motivul pentru care clanul sportivilor și clanul țiganilor s-au confruntat în cartierul Teitoboc este o taxă de protecție. Bebino i-ar fi cerut o sumă lui Cezar Petcu, Zi și Cioe, acesta l-a chemat întâi pentru a-i achita o parte din bani, doar că totul s-a transformat într-un scandal. Prieten și vecin cu Cezar Petcu, Mohamed s-a predat și el la rândul lui la poliție. El este acuzat că ar fi dat și el în Bebino și era căutat de mai multe zile pentru tentativă. Ancheta în acest caz continuă. S-a scris despre Bebino că a vrut să fugă și din țară. Interlopul Bebino, care a fost bătut, a încercat să fugă din țară, însă procurorii sunt cu ochii pe el. Imediat după ce a fost eliberat din arest și trimis acasă pentru a-și trata rănile, interlopul, bătut de membrii grupării cocalarilor, a deschis un proces la Curtea de Apel București în care a solicitat ridicarea interdicției de a părăsi țara. Marius Alecu, alias Bebino sau King Kong din Berceni, a încercat inițial la tribunal,
însă cum această instanță i-a respins cererea, a contestat-o. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel ca să fii la curent cu tot ceea ce postezi.